Federația Rusă a primit noi sancțiuni din partea Marii Britanii. Oficialii de la Londra au impus noi sancțiuni împotriva unor lideri militari și personalități din mass media, printre care și măcelarul din Mariupol. Aceștia sunt acuzați că răspândesc informații false legate de invazia trupelor rusești asupra Ucrainei. Nume sonore de pe lista oligarhilor au primit noi sancțiuni. Este vorba despre Sergei Brilev, un propagandist care deține canalul de știri Russia Today, Alexander Zaharov, directorul executiv al Gazprom Media, Alexei Nikolov, directorul general al RT și Anton Anisimov, șeful Sputnik International Broadcasting, colonel general Mihail Mizintsev. Supranuit măcelarul de la Mariupol, se numără de asemenea printre cele 14 noi adăugiri pe lista de sancțiuni. Dintre aceștia, Sergei Brilev și Alexei Nikolov sunt acuzați că s-au implicat în mod constant în transmiterea de dezinformări. Cât despre măcelarul din Mariupol, acesta este învinovățit că ar fi planificat și executat asediul și bombardamentele asupra orașului Mariupol. Războiul lui Putin împotriva Ucrainei se bazează pe un torent de minciuni. Marea Britanie a ajutat la demascarea dezinformării Kremlinului, iar acest ultim lot de sancțiuni îi lovește pe propagandiștii nerușinați care răspândesc știrile și narațiunile false ale lui Putin, a transmis ministrul de externe al Marii Britanii. Șefa diplomației britanice a adăugat că se vor pregăti și alte sancțiuni asupra Federației Ruse. Aceasta spune că vor fi aplicate mai multe sancțiuni pentru a crește presiunea asupra Rusiei și pentru a se asigura că Putin pierde în Ucraina.